Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Persoană excepțională, dacă te-ai născut pe 16 decembrie, nu acorzi atenție regulilor stabilite și metodelor de acțiune acceptate în general, ești atrasă de întreprinderi și proiecte progresive, inovatoare și excelezi în rezolvarea problemelor complexe, rezolvându-le într-un mod pe care nimeni nu l-a încercat până acum combinând brainstormingul, intuiția și imaginația, poți găsi noi oportunități pe care alții le ratează adesea, ținând cont de faptul că mulți nu au o perspectivă atât de incredibilă, simți nevoia să-ți împărtășești filozofia cu ceilalți prin creativitate sau dialog, poate că ești o visătoare de neegalat, totuși, acest lucru nu înseamnă că realizările tale fizice nu sunt lăudabile. Apropo, unul dintre principalele subiecte din viața ta este depășirea limitărilor fizice ale corpului tău și urcarea către stele. A se înțelege cineva cu tine nu este atât de ușor. De regulă, o percepție complexă a lumii implică probleme emoționale semnificative, prin urmare, cei care trăiesc lângă tine ar trebui să fie în mod deosebit înțelegători și sensibili la nevoile tale și, în special, să respecte cerința ta de solitudine temporară. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, inconstanță, imprudență, optimism, ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă îți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot te duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația. Trebuie să dai frâu liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor, deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter, de la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsa ta de obiectivitate. Tu nu semeni foarte mult cu alți reprezentanții zodiei. Nu poți fi numit a fi luptător pentru dreptate. Justiția ta este diferită. Nu poți fi numit aventurier. Nu ești impulsivă. Tu gândești fiecare pas până la cele mai mici detalii și te gândești doar la imaginea de ansamblu. De aceea rămâi adesea neînțeleasă. Capacitatea de a rezolva rapid și eficient cele mai complexe sarcini te uimește chiar și pe tine. Doar schemele și tehnicile standarde nu-ți sunt de folos. Tu rezolvi probleme în moduri în care nimeni nu a mai încercat până acum. De fapt, pentru succes, trebuie să rămâi în propria ta lume cât mai des posibil. Este mai ușor și mai convenabil pentru tine să lucrezi în afara pereților birourilor, într-un mediu în care nimic nu interferează cu satisfacție cererilor tale. Adesea, simți că ești condusă de o anumită putere mai mare, în slujba căreia ai impresia că ești. Această putere poate avea un caracter social, religios sau universal, ești capabilă de realizări care necesită eforturi titanice, odată ce te grăbești spre un obiectiv apreciat și realist, nu vei mai ceda la niciun fel de opriri și restricții, cu toate acestea, ești ușor luată de val, poți deveni victima diverselor tipuri de îndoieli, reale și imaginare, care afectează sentimentele altor oameni este foarte important ca să nu-ți pierzi simțul realității. Interesul pentru lume și evenimentele care au loc în jurul tău vor menține o legătură cu umanitatea în tine. În acest sens, prieteni, colegii, copiii pot juca un rol decisiv. Rezolvarea problemelor emoționale, cele de încredere și iubire, toate acestea pot deveni relevante numai cu comunicarea și cu sprijinul prietenilor. O reacție explozivă? Letargie sau indiferență completă, perioade maniacale însoțite de depresie, sclipiri de râs isteric sau liniște profundă sunt culori strălucitoare care sunt prezente pe paleta ta, tu poți găsi o cale de ieșire pentru emoțiile și sentimentele tale prin creativitate, fobii sau activitate socială, astfel, ai posibilitatea de a apela la oameni și de a căuta înțelegerea reciprocă prin interese comune. Te distingi față de alți nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești veselă, răbdătoare, ai o natură filozofică, ești independentă. Cum afectează data de 16 decembrie soartata? ta? Ești un visător fără speranță. În ciuda acestui fapt, este imposibil să nu notezi proprietățile tale fizice, acestea sunt aproape întotdeauna pe partea de sus, cel mai adesea. Îți atinge obiectivele de viață ridicate, și anume depășirea limitărilor fizice ale propriului corp fizic, ai un caracter foarte puternic, te străduiești pentru o libertate nelimitată, poate din acest motiv este destul de dificil să te înțelegi cu alții, deși dacă alții reușesc să arate sensibilitate și respect față de tine, tu vei răspunde cu bunăvoință, ești o persoană creatoare poți vedea neobișnuitul în viața de zi cu zi. Dar, pentru a obține succesul în eforturile tale creative, ai nevoie de propria lume în care să te poți retrage temporar, iar dacă nu ești împiedicată de acest lucru, rezultatul va depăși toate așteptările imaginabile. Tu-ți simți alegerea, crezând că te-ai născut cu un scop special. Și acest lucru se manifestă prin faptul că te dedici slujirii unei puteri superioare, ceea ce, cu siguranță, te conduce la un obiectiv specific. Această putere poate fi de natură universală, socială sau religioasă și promovează o astfel de activitate cu determinarea, forța și asertivitatea caracteristice doar ție. Calitățile menționate până acum nu sunt foarte bune pentru mediul tău, un lucru este cert, când dorința ta de a crește și de a te îmbunătăți, nu recunoști restricții și standarde, dar, în același timp, poți continua cu îndoielile tale, ceea ce afectează cel mai adesea cercul tău apropiat. Se întâmplă să pierzi sentimentul realității, cufândându-te cu capul în lumea viselor și aspirațiilor înalte. În acest caz, este foarte important ca cei care se află în apropierea ta să te lase periodic în lumea ta, altfel viața reală va trece pe lângă tine. Ești predispusă pe de o parte la depresie, letargie, uneori indiferență completă și, pe de altă parte, la focare de râs necontrolat și exploziv, ca reacție la evenimentele din jurul tău. Este bine dacă vei reuși să găsești o ocupație creativă cu adevărat interesantă, care să-ți permită să estompezi sentimente și emoții acumulate, dragoste și compatibilitate. Partenerii, prietenii și copiii ocupă un loc important în viața ta, învățând să-ți rezolvi problemele emoționale, să ai încredere și să-ți oferi iubirea complet pentru toți, vei depăși toate întrebările care te macină, o reacție violentă, alternând cu momente de detașare și indiferență completă, obsesii și depresii, ascensiuni și coborâri ale dispoziției, distracție și liniște profundă. Acesta este spectrul emoțiilor și sentimentelor caracteristice ție. În relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia. Ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener? Nu ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini? Pentru a fi cucerită inima ta, nu poți să lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani. Vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstreze în zona de iubit. Sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ai o personalitate excepțională. Nu accepti moduri de acțiune general frecventate. Îți place să rupi stereotipurile, să distrugi bazele. În schimb, îți oferi ideile creatoare. Acestea din urmă se dovedesc adesea promițătoare, dar ideile tale pot rămâne de neînțeles, inacceptabile. Și acest lucru nu este surprinzător. La urma urmei, stereotipurile și fundațiile se formează de-a lungul anilor. Tu ești un gânditor original și activ, ai o intuiție dezvoltată, nu-ți stă frică să mergi cu totul înainte deoarece ai propria ta filozofie, pe care ești gata să o împărtășești cu societatea. Cea mai acceptabilă formă de comunicare pentru tine este dialogul, ești un specialist cu adevărat unic. Tu crezi că în afara limitelor morale impuse, acționând pe neașteptate, rezultatele vor fi mereu excelente. Învățarea măestrii de la tine este imposibilă. Pentru tine este extrem de dificil să transmiți experiență colegilor. Foarte des, poți deveni angajat cu adevărată de neînlocuit. Ești apreciată, motivată, iertată. Tu înțelegi și simți acest lucru, dar, surprinzător, nu ești arogantă. Sănătate și boli. Problema ta stă în bolile fizice ascunse. Bolile pot otrăvi viața ta ani de zile. Majoritatea bolilor sunt de natură psihosomatică. Odată cu vârsta, poți deveni și mai vulnerabilă. Punctul slab al corpului tău este sistemul digestiv. Regimul și o dietă sănătoasă te pot ajuta. Majoritatea problemelor digestive sunt cauzate de șocurile nervoase. Pe fondul lor poți avea diverse tulburări. O dietă sănătoasă bazată pe legume, fructe și boabe proaspete te va ajuta mai mult decât orice medicație alopată. Plimbările obișnuite, înotul în și jocurile în aer liber sunt cele mai potrivite pentru tine. Destinul și norocul Universul ți-a dăruit o natură independentă, intenționată, cu o voință puternică. Ai un caracter ușor, calm. Ești înzestrată cu mari abilități creative, ești bogată în imaginație, vibrațiile din această zi sunt astfel încât îmbunătățesc cele mai bune calități ale caracterului și atrag norocul și succesul. Poți avea un deosebit succes în muzică, vindecare, medicină, în sectorul financiar, ar trebui să domnească stabilitatea. Sfaturi pentru tine, îți este mai confortabil să lucrezi în zbor liber. Ți se recomandă să ți seama de acest fapt atunci când alegi domeniul de activitate. Stai ferm cu picioarele pe pământ. Lucrează la rezolvarea problemelor tale fizice. Fii atentă la viața de zi cu zi. Fii sensibilă la sentimentele altora.